Ați vă la umbră, băieți, dați-vă ce la umbră. Dați-vă toți la umbră, nu ședeți în soare. Distribuiți și dați să-i ajutăm, băieți, uitați-vă. Dați să-i ajutăm, băieți, dacă lucrează acasă și nu vor să plece nicăieri din țară. Și sunt satisfăcuți de ceea ce au. Nu chip, oameni buni. Dodon, simte, vrei bani. Dodon, vrei bani. Dodon vrea bani, oameni buni, că ce nașul la metal feroz, eu v-am arătat, v-am făcut la ghidighici metal feroz, v-am arătat o postare și v-am spus și frumusețe acolo, tot teritoria aceea noastră, voi n-aveți idee. Uitați-vă, contra la popor, băi, contra la popor cu automietele, oamenii care muncesc. Oamenii care muncesc, oameni buni. Omul ăsta persecutat cu credite, o ieșit înapoi, a ridicat cerul la 5 lei, la 5 lei s-a ridicat cerul. Să conduc atâtea forță de muncă, să le dea ei leafă, să le dea ei tot și uitați ce fac ăștia. Murdari, sărmane, murdari, uite, chinuiți, necăjiți, că nu e ușor lucrul ăsta. Nu, la ăsta nu le place, la Dodon nu-i place. Voi cu și-o trimăs martorii toți. Cui plătim noi leafă împotriva poporului care face un business? Cui plătim noi leafă, oameni buni? La talcarii ăștia criminali ăștia de mascați cu automietele împotriva poporului chinuiți și necăjiți? Distribuiți și ajutați toți cu mesaj, cu distribuire. Le-au sechestrat unul de voi, duc acasă la lucrători, le cere buletinile. Dar și îi poartă buletinile după dânșii la lucru? Da, toți sechestrați. Toți au copii, oameni buni. Le abdu copii acasă și pleacă la lucru, a? Talcarilor, criminalilor, noi vă dăm leafă! Noi vă dăm leafă, ca criminalilor! Împotriva genocid împotriva poporului, eu când vă arăt și când vă spun că e genocid, voi nu mă credeți. Genocid împotriva poporului, călăii, oamenii care muncesc, ei chitiți cu lexusuri, chitiți, gătiți. Ridicați-vă și veniți încoace în ajutor. Veniți toți să blocăm aici să-l ajutăm, oameni buni, 5 lei s-au ridicat metalul. Cât se poate să lupte omul ăsta atât timpul? Stărâie greu și nu făcea nimenică. Comparat, stărâie greu și nu făcea nimenică. Dar aici au găsit genocid împotriva poporului, oameni buni, nu-l dă pași să lucreze. Tot timpul, în loc să le dea ei... Bună ziua! Bravo, bravo! Eu de tot timpul fumez pe Rudencu, tot timpul. Da. Criminalii, când o dată să ne les în pace? Când ați voteze poporul ăsta și trebuie? Când ați voteze poporul și trebuie, băi, trezirea moldoveni și distribuiți? Ia nu spuneți cum vă cheamă. Domn polițist, leafă-i de la noi, spuneți cum vă cheamă. Prezentați-vă, domn polițist. Domn polițist, prezentați-vă. Eu, la cererea mea. Muncești 605. Da, dar nu e adresa noastră. Care e adresa noastră? Bubuiece, Stravalanța, nu e adresa 605, mai încolo, în alt parte. Domn polițist, prezentați-vă înaintea mea. Eu, la armărie, vă cer să vă prezentați. Domn polițist. Adresa juridică, dar adresa fixă. Adresa de funcționare și adresa nu, adresa fixă este... Domn polițist! Domnul polițist! Extravagant! Domnul polițist! Prezentați-vă, domn polițist! Aici e adresa... Domnul polițist! Ia uitați-vă, oameni buni, cui plătim noi leafă? Nu
Domnul polițist! Domnul polițist, dumneavoastră aveți legitimație! Aveți legitimație! Care-i procurorul? Care-i procurorul? Care-i procurorul? Dai familia procurorului! Această companie activează pe tot pe altă adresă. Muncești 605 după linie, veniți toți în coace să-l susținem. După adresa judecă sau unde doriți dumneavoastră? Cine-i procurorul, domnul Rudencu? Dar prăzi, ia uitați, cine-i procurorul? Dați familie să spunem. Cine-i procurorul? Spune-vă. Sergei Savca. Sergei Savca, procurorul. Legitimați-vă, domn polițist! Uitați-vă. Dacă nu e adresa noastră? Legitimați-vă, domn polițist! Dumneavoastră ați venit pe altă adresă. Părere de rău. Adresa respectivă? Adresa juridică. Nu e juridică, asta nu e a noastră, domnule, și glumiți sau ce? Nu poate fi înregistrată. Domnul polițist, legitimați-vă! Asta este adresa de fapt și de iurică. Bază de activitate, licență, punct de conectare. A cui e Lexul? Vine poliția, a cui e Lexul? Lexul, a cui e? A cui e Lexul? Care din polițiști îmi cu Lexul? Vă ce în America ați fost la lucru? A cui e Lexul? Dacă veniți în baza acestei ordonanțe, a cui e Lexul? Nu știți, prezentați-vă, polițist. Cum vă cheamă? Domn polițist! A? Nu, ursuși cum? Prezentați legitimație, că se grav. Nu, alu trec camera. Alu trec camera. Faceți cunoștință, vă rog. Adresa juridică. Fie vă rog frumos, intrați la Prezintrați adresa juridică, verificați informația. Ursul Ianic, Ursul Ianic, oameni buni, rămâi tăți eroi. Prezentați-vă cum vă cheamă, domn polițist. Ia uitați ce pâncioi are. Nu că Lexus avea, dar avea de toate. Prezentați-vă. Prezentați-vă, nu trebuie să uiți la mine. Eu, sunteți plătiți din banii mei, eu nu sunt plătiți din banii voștri. Sunteți plătiți din banii noștri. Prezentați-vă. Prezentați-vă. Prezentați-vă! Băi, tovarășilor voi, colo Dodon! Tovarășii, prezentați-vă! Păi la noi e altă adresă, vă stimați, om, măi! Prezentați-vă! Dar aici nu vreau să prezinte! Rămâne la cameră! Prezentați-vă! Nu este adresa noastră, este fizică de conectare! Nu e așa de tare cu voi, că s-o Savca Sergei, procurorul, bandiții, talgați!